Astăzi voi fi profesor de matematică la cea mai nesimțită clasă pe care ați văzut-o în viața voastră. Da, o nouă zi de viață, o nouă zi de școală. Abia ce am ajuns la școală și deja abia aștept să plec. Nu am niciun chef, fraților, ca astăzi să fiu profesor, mai ales că ieri am avut liber și tot am venit la școală, tot am venit să predau. Astăzi nu am niciun chef. Însă, până la urmă, ăsta este jobul meu și trebuie să mă conformez. Hai să mergem la domn director și să-l întreb ce orar am astăzi, la ce clase predau, care-i treaba. Uite, bă, că sunt elev pe hol, bro, dar ce, n-au început orele mele? E trecut de fix, ar fi trebuit să înceapă orele. Bună dimineața, domn director, am și o întrebare la dumneavoastră, vă rog eu. Ce orar am astăzi? La ce clase trebuie să predau? Marius, de când mă uit pe orar, astăzi ai o zi destul de ușoară. Ai de predat 2 ore de matematică. Prima este la clasa 8B, știm clasa 8B. Deja îi cunoști, le-ai încheiat mediile, vezi tu ce faci, doar îi supraveghezi. Dacă să ne simțiți, poate le mai dau un test, ai bună notă și pe anul viitor. Dar după ai grijă, deci la ce să am grijă? Că trebuie să mergi la clasa 8A. Ok. Aia sunt cei mai răi și nesimțiți copii din școală. Nu toți profesorii reușesc să le facă față. Ia uite, mă, băi, să fie mie frică de niște copii de ăștia băgăcioși și nesimțiți. Mai au nevoie de o notă. Trebuie să le dai un test sau ceva, dar ai grijă la ei. Mamă, bro, dar se pare că și domn director, adică din câte vorbește aici cu Marius, ai grijă, nu știu ce, pare că și el e destul de speriat de această clasă 8-a. Ia auzi, mă, cică, da, mă, mă fac pe mine niște copii băgăcești. Auzi, la ei, bine, ce e asta? Haideți că iau astea, o să le dau un test, las că văd, atât le trebuie să fie nesimțiți cu mine. Poate cu mine nu o să fie nesimțiți și o să fie așa mai de treabă. Dar fiți atenți. Acum că tot mă duc la clasa 8B și că nu predăm nimica, o să intre pe ei cum e clasa 8A. Cred că asta e cea mai bună chestie. Bă, dar ăștia ce fac aici, băi? Băi, alo! Băi! Băi, Mario! De ce ai sânge pe hanorac? Voi ce clasă sunteți, mă? Plecați, mă, că au început orele. Suntem de la clasa 8A! Ia vedeți, bă, vedeți că ora viitoare aveți oră cu mine, dar tu de ce ai sânge pe hanorac? Mă rog? Asta zici că e Jeff the Killer, frate, o ziceți voi, de nu? Băi, ia spune, de ce are asta să începe anorac? Nu e nimic, are ketchup pe el, puteți să plecați, zi frumoasă. Aha. Chiar de mi se pare foarte suspect, trebuie să ajung acum la o oră, dar ora viitoare aveți matematică cu mine, așa că ar trebui să veniți cu o explicație. Ok, frate, bă, ok, am început foarte, foarte ciudat, man. De ce are la sânge pe el, bro? În fine, o să încercăm să trecem cu vederea, fraților, chiar dacă probabil n-o să reușim așa de bine. Haideți să mergem, mă, la clasa asta. Ia, vedeți. Dai să-mi pun și astea aici, oricum nu le dau niciun test, nu vreau să-i panichez sau ceva de genul. Băi, asta iară cu căștile. Bună dimineața! Stați liniștiți, astăzi nu facem nimica, dar am o întrebare pentru voi. Nu e pe notă sau ceva de genul, dar mi-a zis domn director că astăzi o să predau la clasa 8A. Și că 8A e mare nebunie, sunt nebun, nu știu ce, știi ceva de clasa 8A, că ăștia parcă se speriază niște mucoși. Eram sigur că dumneavoastră o să fiți selectat la clasa 8A. Cealaltă profesoară de matematică tot spunea că o să-și dea demisia, dar nu și-a mai dat-o. Pur și simplu, dintr-o zi n-am mai venit la școală și de atunci n-am mai auzit nimeni de ea. Bă, ce povești sunt astea, bă, povești de a dormi copii, ha, bă. Terminați-vă, bă, păi pune, bă, voi ce, v-ați vorbit, faceți o farsă? V-ați vorbit cu directorul când vine la școală să faceți mișto de mine sau ce, să mă speriați, care-i treaba? Sunt cei mai enervanți și ciudați copii din școală. Nu știu cum o să vă descurcați cu ei, domn profesor, poftiu, George! O să cer foarte mult să nu iau ce tocmai ai zis ca pe o insultă, dar nu știu dacă o să reușesc. Cum adică, bro? Băi, bine, direct! Nota 3! Hai, zi! Teorema lui Pitagora! Pau, pau! Instant, fraților, ia mă mură pe toți ce ai, ești de vână, auzi? Auzi că mă fac ei pe mine! Nu știu cum o să vă descurcați, domn profesor! Băi, grijă mare, George! Grijă mare, Gabriela! Să aveți grijă, domn profesor, și chiar nu face mișto. Sunt 6 în clasă, dar din aia 6, 5 sunt foarte nesimțiți și foarte dubioși. Asta înseamnă că astăzi se vor acorda 5 note de 1, 5 note de 2, 5 note de 3. Ce aveți, mă? Pe bune!
Singurul care e de treabă și care încearcă să le atragă atenția e Eddie. Nu știu cum a ajuns el în clasa aia, că e un băiat așa dulce și respectuos, dar ei fac mișto de el și fac viața un calvar. Ok, pă fraților, păi stai spus că deja știm jumătate din clasă, deci a zis că sunt 6 în clasă. E Eddie, Mario și Gabi, ăștia care în continuare sunt pe hol. Mario și Gabi, bro. Ce poate să facă Eddie, Mario și Gabi? Alexandru, tu ce zici? Da, chiar, Eddie, săracul de el. Toți profesorii care au predat la clasa aia au plecat de la școala noastră, dar Eddie a rezistat ca un erou, frate. Poate pentru că profesorii voștri erau niște fraieri. Bro, cum să pleci de la o școală pentru că te enervează elevii? Până la urmă, frate, hai să fim serioși acum. Bro, hai să fim serioși. Până la urmă, cât de răi poți să fie, man? Ce poate să facă? Fac pe șmecherii cu mine, mă fac fraier. Zic am față de prost sau chestii astea normale. Hop, hai, pau, test, nota 4, nota 1, trebuie să corigem, papa, un instant, știi ce zic, bro? Ce poate să fie atât de rău? Ar merita un premiu, nu știu, pe altcineva care să le facă față. Ia uite că acum știi, Alexandru, se află chiar în fața ta, mai exact eu. Eu o să le fac față la fraierii ăia. Auzi, bro, ce? Mă fac ei pe mine, man, bă, sunteți amuzați, copii, sunteți amuzați. Marcos, ce ați spus? Nu știu nimic de clasa 9, băi, tu... Nici nu mai zic absolut nimic. Teodora, ia spune. Domn profesor, tot ce pot să spun este că profesorilor sunt mai nașpa decât profesorii noștri, adică mai nașpa decât dumneavoastră. Teodora, continuă lingușeala. 100% o să vă respecte și o să reușiți să-i puneți la punct. Asta vreau să aud, Teodora. Chiar dacă știu că mă lingusești și că mă pupi în cur, nu contează, e perfect. Chiar dacă niciun profesor nu a mai făcut asta până acum, în dumneavoastră am 100% încredere. Da, mă, da, aia vreau să aud, fraților. Aia vreau să aud. Răzvanel, tu ești geniu clasic. Da, tu ești ăla cu deciziile logice, nu știu ce. Ia spune, zi sincer. Crezi că o să pot să-i pun la punct pe fraierii aia din 8-a? Domn profesor Marius, vă spun cât de sincer pot, o să ureți următoarea oră din viața dumneavoastră. Băi, s-ar putea, da, asta nu înseamnă că nu o să-i pun la punct, s-ar putea să urăsc și eu, dar 100% o să urească și ei. Am terminat prima oră de matematică, fraților, și să știți că deja am prins drag de această clasă 8B. Am stat și am povestit toată ziua, iar acum, pentru că am stat puțin și în pauză, o să mă duc la clasa 8A. O să mă omoare elevii, nu știi ce mare chestie, o prostie. Haideți, hai, George, hai, urează succes! Succes, domn profesor, să aveți un telefon la dumneavoastră și să țineți apelat 112 în caz de orice, vezi că deja faci glume prea, deja ne permitem noi prea multe. Ce ai, bă, frate, sunt niște copii, băi, doamne, în fine, Gabriela. Domn profesor, sfatul meu este pur și simplu să nu-i băgați în seamă și să vorbiți doar cu Eddie. Ok, bun, ok, bă, hai că vă iau sfatul. Deci vorbesc numai cu Eddie, pentru că Eddie zice că e băiatul bun din aia 6. El o să fie cel care o să vă înțeleagă și 100% și dumneavoastră o să-l înțelegeți pe el. Restul, dacă nu-i băgați în seamă, cred că nici nu o să vă bagi. Perfect, bă, frate, știi ce zic? Bă, mai bine, băi și fete, decât să fie, pentru că eu n-o să fac pe fraierul, n-o să mă las intimidat, dacă ei se iau de mine și o să mă iau de ei. Și decât să avem un circ, bă, asta o să fie un circ, bă, circ nu știu ce... Mai bine, nu ne băgăm în seamă, discut eu cu Eddie, vorbește Eddie pe limba lor și aia a fost, știi ce zic? Adică cred că asta este cea mai bună situație pe care putem să o avem la momentul de față. Alexandru? Da, și să aveți grijă la Mario. Ăla e colegul de bancă al lui Eddie. Întotdeauna își bate joc de el și câteodată îl și lovește. Bro, dar Mario nu era ăla cu sânge pe anorac, bro? Sau Mario îl chema? Să fie sigur că eu m-am întâlnit cu unul cu sânge pe anorac, vă aduceți aminte, da? Îl chema Mario? Nu sunt sigur dacă îl chema Mario. Poate puteți să-l mutați pe Eddie de acolo. Nu știu ce să zic, băi, Alexandru. Bă, dacă eu văd, deci vă spun sincer, eu nu pot să iau 100% ce ziceți voi, însă eu dacă văd că Eddie ăsta chiar este bajocorii și nu știu ce, o să încerc să vorbesc cu domn director să-i facem o mutare în altă clasă, dar dacă ea sunt atât de nesimțiți cu el, 100% o să încerc să fac asta. Marcos? Vorbiți mai tare, clasa 8... Taci din gură, taci că ești vai de capul tău. Teodora, un sfat? Părerea mea este să nu vă lăsați mai prejos și să le uitați tot cine este șeful, domn profesor, desigur. Bravo, Teodora. Răzvanel? Aveți grijă, domn profesor. Bun, mă, hai mă să merge. Ia uitați acolo jos. Ia mă, hai mă să merge. Ce se poate întâmpla? Buhuhu. Hai să vedem. Băi tu! Du-te în clasă, men. Hai, lasă prostiile astea. Ia să vedem, profesor. Ia vedeți unde am ajuns. Clasa 8A. Bună dimineața!
Bro? Lipsește cineva de la clasa 8-a. Cristiano? What? Băi, bă tu cine ești? Salut, eu sunt Cristi. Prietenii spun Cristiano pentru că joc fotbal la fel de bine ca Ronaldo. Am o întrebare, pot să mă duc în curte să dau meci cu ea de la 7-a, ca o oră liberă și m-au chemat să jucăm o miuță. Bă, tu ești nesimțit? Eu vin ora de matematică, ora importantă să ți-o predau și tu vrei să te joci fotbal. Ia, stai acolo, ai grijă. Ai grijă. Bă, fraților, uite, ăsta e Mario. Deci, bănuiesc că aici trebuia să fie Eddie. Unde e Eddie? Ce s-a întâmplat cu Eddie, bro? Băi, Mario, ia uite-te la mine. Ce? Băi, bă, tu încă ai sânge pe anora? Băi, bă, sper că nu i-ai făcut ceva lui Eddie sau ceva de genul. Bă, dar care-i treaba ta unde Eddie? Sunteți frați de sânge? Că n-am înțeles. Și ce treaba ai tu cu cea mea pe tricou? Ești inspector sau ești doar un profesor vai steaua lui? Bine, bă, băi, fiți atenți. Hai, 5 minute toată lumea să se uite în carte că dăm mare test. Fie ce test le dau la ăștia, frate, că le umplu catalogul de 1 și de 2. Mamă, ce... Fuck it, pe și pe mine. Tu, Susi... Nu, nu dăm niciun test, nu n-am învățat, nu aveți drept să ne dați test. Haideți să începe ora. Cum adică n-avem drept? Băi, băi, alo, băi, ce nume trăiți ăștia? Băi, vedeți că v-ați găsit nașul, man, dacă ceilalți profesori sunt așa cu voi, că nu știu ce, grijă mare, man, ce aveți? Julia, ia, bă, poate fata asta, poate avem ceva de vorbit cu ea. Domnule profesor, vorbiți prea mult. Mai puțină vorbă, mai multă treabă, vă rog, eu sunteți obositor. Ia, uite-te, bro. Bă, ce tupeu! Mamă, frate, eu, păi, eu n-aș avea niciodată tupeu să vorbesc așa cu profesorii mei. Dar ia, uitați-vă că avem aici pe cineva de rupe școala. Ia, las că vedeți voi. Gabi? Ce? Gabi mă numesc. Aoleo, doamne, băi, fraților, da, băi, orice om. Băi, deci la fiecare clasă trebuie să existe un fraier de ăsta cu căști? Că se pare că așa, că așa stă situația. De fiecare dată când intru într-o casă să văd un fraier de ăsta cu căști. În fine, băi, băi, dacă toți ați făcut pe inteligenții și tot vă credeți mari șmecheri, mari și tari, m-ați luat pe mine la mișto, las că astăzi trebuie să dăm un test la matematică, da? Deci vă pun o carte la fiecare încest, da? Deci o carte la fiecare încest. Să mă, că faceți voi pe șmecherii cu mine, băi, mă, coșilor, bă, voi știți cine sunt eu, man? Ia, faceți așa, bun. Hai să lasă asta aici, ce-i ăsta? Catalogul. Ia, mă, ce note aveți în catalog? Ia, stați, înainte să dictez testul, hai să vedem ce note aveți în catalog. Mario 2 de 1. Mamă, stai că am făcut asta. Mario 2 de 1. Julia 1 și 2. Susi 2 și 1. Gabi 3 cu 1. Cristiano 4-4. Mai bagi un 3-4-4-3 la fotbal. Vai de capul tău. Mă faci la Cristiano ăsta îmbrăcat ca Cristiano. Are 7 pe spate. Vreau, ce mă cu băiatul ăsta, mă, Cristi, mă, ai luat o rază, mă, puștele, mă. În fine, Eddie 10 și 8. Bro, deci chiar aveau dreptate. Chiar aveau dreptate, Eddie este cel mai bun dintre ei, are 10 și 8, man. Wow, dar unde e Eddie, bro? O fi că n-a venit astăzi la școală. În fine, las că vedem noi. Ok, fiți atenți, toată lumea, da? Având în vedere, deși atenți, inițial m-ați panicat. Da, m-ați panicat, doamne, îmi retrag cuvintele. M-ați supărat și voiam să vă dau un test de mate de 10 întrebări. Bă, să vă omor, bă, 10 întrebări să dau cu voi de pământ. Dar, pentru că m-am uitat în catalogul vostru și sunteți vai de steaua, bă, sunteți ultimii. Deci, bă, bune, n-aveți nicio șansă, da? Deci, ia stai, dacă îi dau lui ăsta, deci, Mario, ție, și dacă îți dau 10, ești la alt nivel, ești sub nivelul mării, la fel și tu, Julia, la fel și tu, Susi. Gabi mai poate să scape, Cristiano, deci într-un fel dau testul ăsta pentru Gabi și Cristiano, da? De Gabi și Cristiano, voi sunteți singurii care dacă luați 10 la testul ăsta, mai puteți să faceți ceva, da? Da, na, în fine. Bun, fiți atenți, auziți aici, 5 întrebări la test, 5 întrebări, da? Vă dau, stai să mă gândesc, deci fii atent, fiecare întrebare o să aibă un punct 50, da? Deci avem 1.50 ori 5, 7.50 și 2.50 din oficiu. Deja aveți nota 3 din oficiu. Da? Deci ca să nu ziceți, haideți, că înțeleg că sunteți supărați, deja, dar eu chiar vreau să vă ajut. Bun. Prima întrebare, toată lumea să scrie, da? Prima întrebare, o să dau un calcul, bă, și un calcul ușor. Fiți atenți. 100 plus 42 plus 10. Asta este prima întrebare, repet. 100 plus 42 plus 10. Da? Deci, bă, fraților, toată lumea, cred că nu este o persoană care să se uite la videoclipul ăsta și să nu știe care e asta. Bun. Mai departe. La 2, o să vă dau ceva teorie. Da? Haide, sunteți clasa 8, trebuie să știți. Scrieți
scrieți teorema lui Pitagora sub formă de formulă slash definiție, da? Deci nici măcar, deci nici măcar nu vreau, cum mi spune, definiție, da? Deci vedeți, faceți o căsă de treabă cu ei, să nu ziceți că sunt și eu nesimțit cu ei și ei să nesimțiți cu mine, nu știu ce. Scrieți teorema lui Pitagora sub formă asta cum vreți voi. Cum vreți voi, da, deci nu am o anumită de asta, să zic că scrieți așa, scrieți sub formă de formulă, sub formă de teorie. Nu, cum vreți voi, absolut cum vreți voi. După, la punctul 3, da, scrieți, ce să scrieți la punctul 3? Hai să vă dau o problemă la punctul 3, ceva, o problemă super simplă, fiți atenți. Zicem așa, uite, avem aici pe Giulia, da, zicem așa. Giulia avea de făcut 10 exerciții pentru tema la matematică. Aceasta rezolvă un exercițiu în aproximativ 10 minute, maxim 12 minute. Care este timpul minim în care Giulia își termină ora la mate sau timpul și timpul maxim? Și dacă ia o pauză de 30 de minute. Da? Deci aici, într-un fel, trebuie să aveți 4 rezultate. Da? Deci, ok, problema asta nu e chiar atât de ușoară, dar hai bă că suntem în clasa 8-a, da? Nu facem întrebări de grădiniță. Da? Deci fiți atenți. Aveți, prima dată, trebuie să-mi ziceți care este timpul minim în care Giulia poate să facă un exercițiu. Bine, 100 de minute, da? 10 ori 10. Care e timpul maxim? 100 ori 12, 10 ori 12, 120. Și ce se întâmplă dacă ia și o pauză de 30 de minute? Și practic, că dacă iau și o pauză și 30 de minute, faceți cât va da calculul, cât rezolvea exercițiile și puneți 30 de minute. E simplu, da? Puteți să puneți rezultatul cum vreți voi, în minute, în ore, nu contează, da? Haideți, bă, fraților, băi, e cel mai simplu. Deci, pe bune, că am mai văzut comentarii: Marius, dai un test prea greu, nu știu ce. Băi, pe bune, frații mei, e cel mai simplu test. Adică poate problema asta mai pare așa, dar chiar e ușoară, chiar e ușoară. Hai să fim serioși până la urmă, bro, da? Bun, 4. La asta, 4, hai să facem un șir. Dacă asta cu șirul e cel mai ușoare, completează următorul șir cu următoarele 5 numere, da? Bă, frații mei, fiți atenți. 0, 5, 10, 15 și după mergeți voi. Hai bă, face, e simplu, e simplu, bro. E 5, da? 20, 25, 30, da? După faceți voi, da? Hai, deci vă rog, scrieți acolo. Oricum o să vă las, stai să puneți aici catalogul. O să vă las, cum mi spune, să rezolvați jumătate de oră. Și ultima întrebare din testul ăsta. Da, ultima întrebare. Dacă stau să mă gândesc așa la ultima întrebare, ce să le pun, frate? Ce să le pun aici să facă? Ceva de teorie, ceva ușor. Hai că vă dau, bă, vă dau o să faceți, cum îi spune, o necunoscută, da? Cea mai simplă necunoscută, fiți atenți, da, calcul de clasa 5-a. X plus 60 egal 121. Cât este egal X? Ha, mă, fraților, băi, e simplu. 121 minus 60 vine X egal 61, da? Adică e foarte, foarte simplu. Bun, deci, vă las 30 de minute, da? V-am dat astea să nu ziceți 30 de minute, puteți să faceți toți ca să vă salvezi media, da? Dacă văd, deci nu promit, dar dacă văd potențial la tine, Mario, la tine, Giulia, la tine, Susi, dacă voi aveți note, vai de capul, sunteți vai de capul vostru, poate vă mai dau o notă și cer să nu vă las, să nu vă las corigenți. Dar Gabi și Cristiano, voi dacă ați luat 10, o să, nu o să mai rămâneți corigenți. Bun, fraților, au trecut 30 de minute și pot să zic așa, stop, stop la test, toată lumea pixurile jos și haideți să vedem ce note au luat, da? Deci o să iau aici catalogul ca să, ba nu, nu, fiți atenți, prima dată, poate vă dau și un punct în plus, bă, deci fraților, vreau să-i ajut, pe bune, vreau să-i ajut, fiți atenți, facem aici note, punem așa, da, deci avem Mario, deci Mario, Giulia, Susi, Cristiano și Gabi, da? Hai să vedem. Mario, ce ai rezolvat tu la test? Cine citește e ultimul fraier? Poftim?
Marius, crede-mă că nu-mi plac persoanele care așa au așa de mult tupeu ca și tine și dacă mă enervez, le elimin. Tu nu vezi ce față de prost ai. Cum îți permiți să-mi predai mie matematică cu fața aia? Bine, bine, Mario, bine. Las că vă citesc notele la final, da? Vă citesc notele la final. Bine. Julia, hai să vedem ce-ai făcut tu. Nu ne interesează de note, oricum ne încheie directorul media la toți cu 5. Aaa, de-aia aveți voi atât de mult tupeu. De-aia aveți voi atât de mult tupeu, că vă încheie directorul media cu 5 la toți. Nici nu arăți ca un profesor de matematică, zici că ești fugit de acasă. Cum naiba să aleg profesorul în ziua de astăzi? Bine, Julia. Aha, am înțeles. Am înțeles, ok, ok, bun, bun, ok, ok, stați puțin. Gabi, tu ce ai făcut? Ia să vedem. Uapa, uapa. Gen, ăsta ascultă muzică. Nu mai vorbi așa de tare că erau muzica. Bine, Gabi, bine, 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 fraților, bine. Ați văzut, da? Deci, am intrat și eu puțin pe ură în clasă, dar după ei mi-au dat cu foarte multă ură, am încercat să păstrez pacea, dar acum am dat numai cu pace, da? Bine. Cristiano, ia să vedem ce ai făcut aici la test, ia. Cristiano Ronaldo a fost născut în 15 februarie 1980. Nu ăsta era subiectul, bro. Nu ăsta era subiectul. Nici să nu mai vorbești cu mine. Când mă uit la tine, îmi dau seama că ești probabil unul dintre cei mai slabi jucători pe care i-am văzut. Te distrug la fotbal, nu ai drept de replică cu mine. Deci ăsta e bolnav cu fotbalul lui, bro. Are o problemă. Bine, Cristiano, bine. Lasă faci că le pregătesc o surpriză. Stați puțin. Substituiești ultima. Da, hai să vedem. Nu scriu pupici. Bine. Noi o să avem toți media 5. Ne doare undeva de testele dumneavoastră. Bun. Fiți atenți. Dragi copii, avem un anunț de ultimă oră. Un anunț de ultimă oră. Chiar de la, să spunem așa, fraților. Chiar de la... Iau aici catalogul, fiți atenți. Chiar de la tovarășul meu director, da? Oficial, o să vă trec aceste note în catalog, da? Mario, ai, cum îi zice, ai nota 1 și oficial eu o să vă închei mediile. Da, m-ați auzit bine. Eu zis, bă, la voi, bă, voi faceți mișto de mine că vă încheie la media 5, bine, hai să facem așa corect. Mario, 1, 1, 1, la un simplu calcul, 1 plus 1 plus 1 părțit la 3, not, media 1, ai media 1, fraiere. Julia, 1 cu 2 și cu 1. Ai media 1.33, habar nu am. Susi, 2 plus 1 cu 1, media 1, deci media 1.33. Gabi, ai 3 cu 1 cu 1, da, și îți vine media 1.66, da. Cristiano, ai 4 cu 4 cu 1, vine media 9 împărțit la 3, media împărțit la 3, media 3. Edi, ai 10 cu 8, media 9, da? Deci, fraierilor, oficial, sign, fiți atenți, medii finale de Prof. Marius. Pau! V-am încheiat mediile. N-am, bă, fraierilor, mai comentați acum. Ia, fete, ce avem aici, băi, cum vă rămâne să corigez sau mi se pare? Ia, plecați, mă, bă, ce șmechere se cred ăștia cu mine, auzi la ei, bro. Hai! V-am pupat, sper să ne mai vedem, dar aproape nu o să ne mai vedem, numai în toamnă. Ia uite, bă, ce șmeche se cred ăștia. Fraților, s-a făcut seară și o să mă duc să mă culc, tocmai ce mi-a terminat toată treaba, însă am primit un mesaj, bro, pe telefon. Am primit un mesaj, de la domn director chiar. Ce mai vrea? Mamă, bro, spune-mi, te rog, că nu vrea iară să vin la școală sau ceva. Doamne, spune-mi, te rog. Acum am terminat treaba, vreau să mă duc să mă odihnesc, bro. Te rog să nu fie ce cred eu. Director, Mario, să știi că nu o să mai predai la clasa 8-a. De ce? Pentru că s-a desființat. Bro, s-a desființat? Nice, bar că nu pasă de ei. Exista acolo un băiat pe nume Eddie, care astăzi credeam că nu a venit la școală. Dar se pare că nu a venit nici acasă. Bro, ia stai, cred că știu unde se duce povestea asta. Așa că părinții lui erau foarte panicați și au sunat la poliție. Poliția a făcut cercetări și l-au găsit în baie, fără suflare. A fost ucis de Mario. Elevul ăla problemă. Doamne, ce copii răi.
Bro, știam eu, mamă, deci fix atunci când am ieșit eu din cabinetul directorului, frate, de avea ăla sânge pe anorac. Bro, doamne, ce ciudat Mario ăla. Mario este căutat și în momentul de față de către poliție. Ne vedem mâine la școală. Bro, doamne, fraților, ce ciudați. Ce ciudat Mario ăla. Doamne, bro, mamă, fraților, ok. Doamne, Dumnezeu să te pe ideala, bro. Mama era un băiat așa de bun, a zis toată mea că era un băiat bun și uitați-vă ce se întâmplă, bro. Doamne, man. În fine, fraților, o să mă duc la culcare, dar ce să vă spun, nu știu cum o să dorm când știu genul ăsta de informații. Nu! No!